stimați telespectatori, am revenit la povestea domnului David Doni și am vrea să știm, domnul David Doni, care au fost cele mai importante, care le considerați dumneavoastră invenții, care le-ați făcut și să ne spuneți câteva cuvinte despre ele. Tehnica de reglare a cuptoarelor, care a pus pe masă la 60.000 de sticlari din România jumătate de salariu în plus, și a fost folosită 30 de ani, e una din invențiile de bază. A doua, amplificarea cuantică, la care nu s-a gândit nimeni pe planetă. În ce constă amplificarea cuantică? Un dispozitiv care produce energie. Și din ce o produce? Din Q free energy, din energia cosmică. Reușește să atragă energia cosmică și să o emită. Invenție de premiu Nobel și a mea. Agricultura cuantică, considerată de americani cea mai mare descoperire pentru agricultură din ultimii 2000 de ani. Agricultura sa după îngrășământul cuantic, David Doni, 2000 de ani. Dacă foarte miracole, mult nu s-a schimbat la agricultură, așa e. Nimic nu s-a făcut la agricultură. O dat peste cap toate așteptările și o rup gura la o grămadă de mari profesori universitari care au propus să-mi fie respinsă invenția. Da, și venise cineva din România, să ne spună cum să facem. Dar exact. Ei mă susțin, americanii, că aici e partea pozitivă. A noștri m-au luat o grămadă de bani de la guvern pentru stimularea magnetică după ce au avut contract cu mine. Au avut contract, dar nu m-au plătit cu niciun leu. M-am dus eu la OSIM. Am plătit eu taxele la OSIM, ei ori de plus peste mine, dar ceva mult mai... Au avut dreptul să facă chestia asta? Nu au avut, ori făcut pe lângă. Era brevetul pe numele dumneavoastră? Da, au făcut pe al principiu, dar fără eficiență, că spune acolo că e 15% efectul și după 70% de la animale. E o imitație, într-un fel. Da, dar ei merg pe curent electric. Ori a meu e natural. Și altă invenție este medicamentul vibrațional. Zeci de cazuri, și în Lugoj am avut un caz acum recent, cancer la piept, fată de 26 de ani, i-am pus în sutien două piese, din astea tip amplificator cuantic, dar o altă compoziție, după o lună nu mai avut nimica, mi-a dat subsemnata, al doilea caz. Adică un fel de mărturie, nu? O simt în cere. Încere cazuistică, cazuistică și încere și avizul medicului. Și al doilea caz, care s-a aici aproape, a doua fată din 19 ani din Lugoj, o adus-o de la Seghet, plângând familia, are cancer la pancreas și medicii de la Seghet i-au dat 15 zile, dacă pot face ceva. Și eu zic, da, pe garanție. I-am pus medicamentul vibrațional, i-am pus două bucăți pe pancreas. Fata e așa de frumoasă și la al doilea divorț. De atunci s-o tani. Dar de ce? Așa au fost să fie. Dar faptul că e în viață și e fericită, e o dovadă că acest medicament a pus bazele medicinii vibraționale a viitorului. Bun. Și că tot a spus, are efect... îndelungat sau trebuie să luați medicamentul respectiv? Nu se bea, se aplică. Mă rog, luat se aplică pe organul bolnav. Ce face acest dar medicament? Dar repeta, va trebui aplicat sau doar o anumită perioadă sau eu știu? Nu. Acest medicament face un botez cosmic al omului, energetic. Ce înseamnă botezul cosmic? Îi urcă aura, ce face un bioterapeut, emite 2000 de unități cuantice, bioterapeutul, cu aparate. În comerțul românesc sunt aparate care spune treaba asta. Acest aparat, acest medicament vibrațional, emite 20.000 de unități cuantice. Și are capacitatea la această forță să deschide meridianele energetice și organul bolnav este alimentat cu energie. Că el se îmbolnăvește din cauza că meridianul care îl alimentează se întâmplă ceva, noi spunem blocaje pe punctele de acupunctură de pe meridian. Din anumite motive, emoții, climă, alimentație, sunt mai multe motive. Poate punctul BO, poate punctul ZEI, vreo 5 puncte de bază, care aduce energie, care o colectează, care o cultivă, care o distribuie și care o administrează în corp. Și atunci acest medicament deschide acele puncte prin forța de emisie care o are. E o medicină nouă, de-o rămas și tibetanii fără grai. Vorbesc cu tibetanul meu sistematic la telefon. Și spără.
Da. O altă întrebare acum, de da. Curiozitate așa, se poate trăi doar din invenții? Băiatul meu trăiește doar din invenții, are export pe Statele Unite, mai exportă pe Franța, o mai avut prin țări Germania, mai puțin, dar momentan, să zic, că s-ar putea să pornească o producție foarte mare. Am fabricile care pot să-mi producă cât doresc eu. Unde fac? Acum am făcut o tonă de îngrășământ, din noi să dăm cu kilogramul, cu 10, cu 20, cu 50 de kilograme. Dar sunt șanse foarte mari pentru că invențiile au fost cercetate în America. Peste cercetările ce le-am făcut aici, că brevetul nu-l dă dacă nu-i niște avize. Și acum americanii au ajuns la aceleași concluzii ca și mine și sunt șocați, rămași fără grai. Da. A spus că ați vândut, evident, și aici și în țară și în străinătate. Unde în străinătate? Doar în America? Nu, și în Israel am dat, multe în Rusia am dat, le-am montat pe mașină, amplificatoare cuantice, în Italia, în diverse, nu cantități mari, într-adevăr. De ce? Pentru că aceste invenții nu sunt pateuri, nu sunt covrigi, ca să fie cunoscut de om. Îs produse noi și atunci nu au apucat să fie cunoscut. Dar la al patrulea congres internațional, unde am luat premiul Oscar, rușii m-au susținut la premiul Oscar, mi l-a mânat domnul general Emil Străinu, acolo s-a spus, invențiile lui Davidoni, anul ăsta el a venit cu 24 de invenții, anul viitor va veni cu 30. Invențiile și compoziția cuantică a lui, nici peste 50 de ani, nu va putea fi îmbunătățită, așa e de perfectă. Pentru că am făcut-o pe baza tabelului Mendeleev, pe același principiu. Mendeleev a lucrat 6 ani la tabel cu doi maestri din Siberia, prin măsurători, 40.000 de măsurători. Și eu le fac măsurători, așa, și am dispozitive. Le-am în mașină. Am făcut, nu 6 ani, 25 de ani de măsurători, până am ajuns la aceste secrete. 25 de ani. Pasionat, am spus. Foarte mult, exact. E viața mea, bine, am o viață multiplă pe exact, toate fronturile. Exact, aveți mai multe interese, da. Ce piață va primi mai bine produsele? De aici, din România sau cea străină? Și din România avem. Dar da, da, tot care pentru... cel mai bine? Care va primi într-un fel și accepta? Statele Unite. Da, pentru că și din București cumpără cineva cantități mai mari, dar tot pentru Statele Unite. La ei se predă în școli această știință energetică și sunt un pic mai receptiv la aceasta. Care produs a fost cel mai căutat, fie în România, fie în străinătate, și cel mai puțin căutat? Cel mai căutat a fost ecranul antiradiație pentru calculatoare, telefoane, octograma magnetică împotriva radioactivității și a oboselii, îngrășământul magnetic, centura magnetică, masca magnetică. Și deci care au fost mai practice și de uz îndelungat și cu efect rapid. Exact. Și mai puțin căutat, că nu le-am făcut cunoscute ca lumea, medicamentul vibrațional. De ce? La celelalte îi ieșit brevetul. La medicamentul vibrațional încă nu e și brevetul. Și nu prea am, nu pot să-l bag ca și reclamă. Înțelegeți? Mai am un pic de așteptat, poate o lună, poate un an. La unele invenții am stat și câte 7 ani după brevet. Durează mult că cere foarte multe confirmări. Păi du-te la Cluj, la spitalul de, să zic, spitale cu boli grele. Dă să testeze medicii. Du-te la Iași. Adică sunt o groază de testări înainte să primiți. Da? Mulți zic că e foarte ușor să obții un brevet. Habar n-au. Uite, eu nu am știut. Și eu mă gândeam că te duci, ceri, îți... Habar nu au. Destul de repede. Cei care vorbesc prostile, să că pe forum au vorbit cineva că e foarte ușor să obții un brevet. Îți trebuie 8-9 ani de lupte să vii cu dovezi. Că una să... Păi, și atunci, nu îmi cer scuze să vă întrerupt, dar dacă inventați ceva acum și... Declarați că ați inventat asta și de-abia primiți acordul peste 8 ani, nu e deja veche ideea? Poate să intervine o uzură morală, dar ai dreptul să-l produci din clipa când ai spus. Că acolo scrie data 15 mai, ora 16, e depus la OSIM. Din clipa aia ai protecție. Am înțeles, bun. Dar dacă între timp găsești ceva care nu e la loc, poți să o retragă de pe piață sau ceva de genul? Da, poți, dar nu...
Nu, ei să vă oblige să-l retrageți pentru că au găsit ceva? Nu? Nu, că poți, dacă e bun produsul, s-ar putea să fie foarte bun și să nu fie brevetabil. Sau s-ar putea să fie foarte bun și să mai fie undeva, dar ei după 4-5 ani află. Deci nu poți să știi, că de asta durează așa mult, că studiază brevetele din Mozambic, brevetele din America. Da, au foarte mult de căutat informații și... Da, examinare de fond. Exact. Ce s-a vândut mai bine în România și în străinătate? V-am întrebat pe ansamblu. Dar totuși, ce s-a căutat mai bine în România și ce s-a căutat în străinătate? În paralel, oarecum. Care au mers în România, au mers și în străinătate. Da. Am vorbit puțin, dar vreau să spuneți mai mult de turbinele eoliene de la Fărășești. Dacă tot le-am văzut acolo, chiar de curând, când le-ați făcut și în ce condiții, ne-a spus puțin la început, dar un pic mai mult. Și, cam la ce vârstă? Și turbine, la 23 de ani. Prin 70. Sunt printre începutul, la început, nu? Da, prin 73-74 și am făcut și turbine hidraulice. O am aici în spate una, le-am scos de la 6, dar au mers 25 de ani. Primate le-am făcut din lemn. Da, primate din lemn și a venit un vânt tare și le-a smuls vântul și le-a dus peste cai. Mama cu tata arau, peste cai s-a dus roata de 3 metri. Și nu i-a lovit, nu? Nu, a fost bine. Da, dar și atunci mama a zis, gândește mai bine acolo ca să nu se mai întâmple asta. Și pe urmă am întărit steaua. Nu v-a certa, nu v-a zis de ce ați făcut și trebuia să fac. E bine, e bine. Chiar râzând mi-a zis, gândește-o ca lumea ca să nu se mai rupă. Și atunci a făcut steaua asta mare care ține de 30 de ani și mai ține încă 50 de ani. Steaua mai mare, șuruburi mai mari, pe axă, ca să nu mai... Și alt material, evident. Toată din fier și aluminiu. Da. Ați inventat produse bazate doar pe magneți sau și altfel? Adică, bine, turbinele care nu știu pe exact pe ce-s bazate și cum le-a scut, a spus acum material de ăsta, dar mai aveți și altceva în afară de magneți? Că am văzut păi din, din 1000 de invenții care le am și inovații ca idee, 360 inovații, 360 făcute practic, numai vreo 8 pe bază de magneți. De ce? Astea le-am văzut la dumneavoastră pe website. Da. Și... numai astea pentru că sunt în pas cu solicitarea socială și astea se caută, așa, că, exact. Nu. Poluarea planetară cere treaba asta. Că dacă n-ar fi utile, nu le băgăm. Dar fac parte din programul de medicină planetară care eu l-am instituit. Și trimis la Bruxelles, îi trimis la Forul Superior din America, la noi, uitați că sunt aici pe masă. Exact, da. Le-am trimis că e un apel, 10 ani mai avem. Din cauza poluării, deja copiii mor, copiii nou născuți. Da, nu da, mai da. Au energie. E pericol. În Banat au fost 3.000 de cazuri de rujeolă. Acum, de curând, am auzit și din 4.000 în toată țara. La noi, în Banat, și-au murit 12 din 20. 3.000 din 4.000? Da, în Banat. Dar de ce la noi așa? Energia slabă, că e spiritualitatea slabă în Banat. Ia uite. Și în Moldova nu a fost niciun caz. Am, în istoricul Sfântului Florian, găsiți elementele astea, că eu am scris treaba asta. În Moldova, în nordul Moldovei, au 10 metri aura oamenii și copiii 10 metri violet. Unde mai stau, când merg acolo, bătrânul are 87 de ani, are 4 vaci și anul trecut au căsut 3 hectare cu coasa. Ce fac anul la 87 și mai are 4 frați până la 92 de ani. Mai are 4 frați, sunt sănătoși. 10 metri, am măsurat cu aparatul. Și la noi au 20 de centimetri aura un om. Și funcție de nivelul aurei, vârsta omului. La aura roșie se trăiește 60-70 de ani. La aura galbenă se trăiește până la 80 de ani. La aura verde, 90-95 de ani. Albastru, 100. Deci sunt făcute după semafor. Eu am pus la punct, am studiat după ce o spus la televizor la Timișoara, că în Moldova se trăiește cu 12 ani mai mult ca în Banat și m-am dus cu aparatura acolo și am măsurat. Să vedeți de ce mai exact, nu? În 60 de locații am măsurat. Și am găsit cauzele și remediu, că aici e problema, remediu, octograma. Octograma asigură aura albastră din start. Și dacă are omul și avem aici în zonă pe cineva care și-a cumpărat și a luat așa ceva, că nu știu exact cum merge. Nu. Adică să schimbe, să avem un exemplu clar. În Banat nu. Am dat la bătrâni. Deci cele mai multe probleme aici și n-or vrut să încerce. Am dat în Fărășești la câțiva oameni. La Carsonie, fratele lui mama, o mai trebuie 7 ani după aia.
mătușa Persă, dacă uh-huh. îți neam, a lui Floron, are 94 de ani. I-am dat, asta e octogramă. A, asta e? Dați puțin? Da. Ha. Și ce trebuie să facă cu ele, mai exact? O ține în buzunar. A. Uh-huh. Și o țineți în poșetă. Ok, mulțumesc. În ce alte proiecte v-ați implicat de-a lungul vieții? Proiecte în sensul, ce alte interese ați avut, să zic așa? Când gătim, vă dau mai mari de la mașină. Deci, ce anume? Ce alte interese ați avut de-a lungul vieții, în afară de să inventați? Ați fost meteorolog, ce altceva ați mai... Metrolog am fost. Metrolog, de la metros, aproape de măsură. Ok. Religia a fost, biserica, am fost și prin Consiliul Bisericesc. Am avut preocupări multe și de în afara invențiilor. Așa, ce mai exact? Am fost inclusiv cu întreținere și am lucrat tata fiind pădurar, în vacanță mergeam la plantații, mă trimitea de... păzeam brazii când eram elev, mai târziu. Deci și acest aspect de a apăra natura le-am avut. Pentru că toate pădurile de brad, de la Poia în Șasa, sunt puse de tatăl meu și de bunicul meu. Ați avut loc acolo, locuri? Nu. Doar au pus? S-au interesat când era o pădurare. Ah, Dar eu eram un șef de echipă peste 30-40 de oameni. Mă trimiteau să țin pontajele cu ei și lucram și eu alături de ei. Deci asta preocupare și a doua, am lucrat în foarte multe programe guvernamentale în București. Aeronautică, am pus la punct un vehicul care merge pe apă, pe zăpadă. Lucrase la el, dar nu funcționa și cu trei invenții de ale mele a funcționat. Un schimbător de căldură care e folosit la ora actuală la motoarele rachetă americane, motoarele termodinamice, invenția mea de acum 40 de ani aplicată aici, aduceam căldura din vârful coșului prin schimbătoare de căldură, fără gaze, și o introduceam automat în injector. Brevetată și medaliată la Geneva. Și acum, recent, am văzut-o la motoarele termodinamice americane. Același principiu, întoarcerea căldurii, fără gaze, și introducerea în motor. A fost un program guvernamental bine instituit în București pe invenția mea, s-au dat bani foarte mulți atunci, dar când să fie gata, s-a privatizat fabrica respectivă și s-au transformat un depozit de cola și de țigări. Da, și direct dacă un era prieten și mie este prieten și acum, dar și o altă fabrică din București încă folosește una din invențiile mele. M-am bucurat când am văzut-o, m-am bucurat ca de un copil de-al meu. Am spus, o am din 70 și ceva invenția și folosită și azi la o fabrică de sticlă în București. Atâta m-am bucurat ca de un copil văzând că se folosește și reduce cu 30% consumul de gaz. La injectoare, iar la injectoare. Deci am avut, sunt și alte preocupări, dar am avut vaste preocupări, vaste. Chemat la diverse programe, diverse simpozioane, la Brăila am ținut simpozion, la Sighișoara, în Casa de Cultură Vitan, în București, am ținut multe cursuri, am predat. Doar legate de invenții sau și altceva? Nu, bioenergie. Bioenergie tibetană, am predat și la București și în mai multe părți, și la Iași. Stăpânesc mari mecanisme. Doar că aici, în Bana, nu poți discuta de Da, că de obicei acasă unde ești, acolo nu te apreciază oamenii, dar cam așa e, în mod normal. În Banat, lumea nu este informată. Am avut caz că, de pe telefon, acel ecran antiradiație, coleg de facultate de Alucipi, după un an l-a dus înapoi și că nu cred în el. Cipii l-o lua, l-o rupt, l-o arunca la coș și da bani înapoi și zice, nu crezi, nu crezi. Exact, că până la urmă așa e, da. Dar nu m-am banat să întâmplă asta. În Banat n-am vândut nici un kilogram de îngrășământ magnetic și dăm cu tonele în restul țării. Da, e bine că apreciază alții, dacă noi de aici nu. Preferă să moară de cancer decât să folosească, e foarte rar care apelează, numai prin altcineva care îi convinge. Ah, da, dar da. Așa nu, am avut
și aici în Făgeni, niște cazuri care mi-au lăsat un gust foarte amar. Puteam să-i salvez. Nu eu, aceste produse care vin de la Domnul. Dar n-ai avut cu cine vorbi și a trebuit să abandonez dorința de a ajuta. Aveți ceva regrete cu privire la viața dumneavoastră? Nu, dacă ar fi să o iau de la zero, tot asta aș lua. Așa. Și, bun, tocmai v-am întrebat, dar ați schimbat totuși ceva, vreo decizie sau ceva ce nu ați decis să faceți, ați spus că nu? Nimic? Nimic. Da, că asta v-a făcut omul care sunteți acum, în prezent. Toate greutățile astea mi-au dat și tăria de a lupta, mi-au dat ceva special. Nu poți să fugi în Franța, în Germania, din fața greutăților. Pentru că dacă ți s-au dat niște greutăți... Dacă de fiecare dată fugi, nu rezolvi nimic, așa e. Dacă ți s-au dat niște greutăți, Dumnezeu îți va da putere să le și învingi. Exact, da. Și trebuie să le accepți. Fără greutăți nu devenim oameni, adevărat să spun așa. Suntem doar... Da, n-ai valoare. Exact, așa e. Vorba la bunicul meu. Da. Abia acum are valoare nepotul meu. Exact. Greutatea te face om, cum e o expresie. Nu... Dacă n-ai nimic, nu poți să înțelegi. Dacă n-ai nicio problemă, nu înțelegi cum e celălalt când are probleme. Deci singurul lucru la noi, la neamul nostru, este că atunci când apare o valoare într-un colectiv, toți sunt potriva acelei valori. În Japonia, parcă încearcă să înnăbușe această scânteie care apare. În Japonia, China, Rusia, în toate țările lumii, e invers. Dacă un individ dintr-un colectiv nu are valoare, îl resping. Noi din cauza asta ne ducem în jos. Nu ne respectăm valorile. Da, și nu te susține nimeni. Da. Eu știu că sunt tânără și am încercat să-mi extind și eu aripile, să spun așa, și foarte mult a fost să mă împingă jos. Da. Nu se poate, nu și iarăși nu în brațe. Nu e adevărat, vrei, poți. Da, nu? Da. Și să știți că neamul care nu respectă valorile, Dumnezeu își ia mâna de pe ea. Da, așa e. Da. Mitropolitul Slăgeambă, asemănătoare, că Dumnezeu și-a ridicat mâinile de pe neamul românesc, nu ne respectăm valorile. Aici e hiba. Exact. Da. Și ce avem și vindem tot, da. O ultimă întrebare. Ce sfaturi le-ați dat tinerilor din ziua de azi? Pentru viitor, pentru viața lor, pentru cum să-și, nu știu, dezvolte talentele care le au sau nu le au. Dar mă rog, sigur toți avem ceva. Nu e o joacă. Nu e o joacă, nu e ușor. Ca să poți face față la aceste intemperii care îți vin în față de la unul, de la altul și lipsă de materiale. Îți trebuie o bază informativă foarte bine pusă la punct. Trebuie să citești mult. Deci, în primul rând, să ne informăm. Da, informarea. Așa. Eu am citit de 10 ori înălțimea mea, de 10 ori cărți, peste 1000 de cărți am citit, din 3000 ce le am acasă, și alte le-am răspoit, deci nu am o carte cum ați să avut nevoie de informații. Exact. Da. Și cu conspectări. Citesc o dată pe an Biblia, dar conspectez. Și vă faceți un rezumat, ceva, nu? În mașină am, că iată, vi l-a arătat când terminăm filmarea. Exact. Fiecare carte din Biblie făcut rezumat. Păi trebuie să consolidezi informația. Am agenda cu invențiile, informația, îmi vine ideea, am un dosar de idei care vin. Trebuie o evidență clară. Organizare, deci informare, organizare și probabil acțiune. Trudă. Exact, trebuie să acționăm. Nu mai departe de Einstein. Ce este inventatorul? Inventatorul este acel om care prin truda minții lui găsește o soluție la o idee pe lângă care omenirea a trecut și nu a observat-o. Exact. Da, da. Ca să observi treaba aia, trebuie să fii foarte documentat. Da. Ok, mulțumim foarte mult, domnul Davidon. Eu vă reamintim că am fost la Tomeș și am stat de vorbă cu domnul Ioan Davidon, inventator foarte cunoscut de aici din zonă, dar și în străinătate. Și dacă doriți să aflați mai multe informații, care e numele? Davidoni.ro. Exact, Davidoni.ro. Au un website care și eu m-am uitat și e foarte bine aranjat. La revedere! Vă mulțumesc și eu să aveți noroc în viață și fruntea sus. Așa, exact. Astăzi suntem la interviul săptămânii. Bine am găsit pe toți făgeții, țara Făgetului. Spun bună ziua și bine ați revenit la liceul nostru.